Dumneavoastră cine sunteți? Eu sunt cuvântul pe cere. Cine? Pe cere. Cuvântul pe cere. Nu aud nimic. Vorbiți ceva mai tare. Am spus că sunt cuvântul pe cere. Tot nu aud nimic. Parcă n-ați avea gura. Nu puteți vorbi mai tare? Am înțeles. Și de locuiți, unde locuiți? Locuiesc în urechea celorlalte cuvinte. Oh, deci sunteți o metaforă. Nu. Sunt un aparat sonor de developat. Datorită necerate, cu cuvinte auditive sunt, după cum de hrane comunicare, te clar o aveți, ocupă stată cheia, mă depistăm dintre titile, dintre gândurile voastre și dintre cuvinte. Sunt vinte de o natură modestă, prima suferă de stare întâlnită din interiorul limbajului articulat. Singura mea tristețe este că nu mi s-a recunoscut niciodată profundă utilitate publică. Unele cuvinte preferiți zi regiune de onoare, mai ales când au șansă să lucrurile în lucru în bună oamenilor politici. Uitați-vă la cuvânt acțiune, greu de găsit un cuvânt mai lene de cuvântie. Doamne, în gurile lor toată ziua și puternic față de propria semnificație. În schimb, de ce am aniberat din prima. Da, 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 am înțeles. Iată-vă, invidios e normal pentru cuvântul tăcere. Pre rolul meu de arbitru, remarcul meu asemenea. Pentru că nu practice ideea ce-o conversație la dispute și seama certul dintre idei. Nu-mi rămâne decât să observ maniera în care cuvintele se repete, contrazic, se izbește cristează. Se repete, contrazic, se izbește cristează. Come on, come on. Le fac mi creier, dintr-o gură în altă, dintr-o creier în altul. Cum fug unii ori, dintr-un creier fără gură, pentru a-i dra, pentru a-i dra, pentru a-i dra. Dintr-o gură fără creier, fără creier, dintr-o gură fără creier, fără creier, fără creier, fără creier, oh! Ați început să vă obosiți, domnule tăcere. Nu mă așteptam să vă descoper atât de volubil. Să văd că aveți atâtea lucruri de spus. Câtă părere în cuvântul tăcere. Nici o cadetă, nici o observație, nici o care nu-i